Salut, prieteni, bine ați venit pe lecție de informatică. Sunt Iosif Botner și în acest tutorial video am să vă spun câte ceva despre cum să faceți un nou proiect, aplicație consolă în C++, în Visual Studio Community 2017. După ce ați lansat Visual Studio 2017, veți avea această pagină de start, care este destul de similară cu celelalte versiuni de Visual Studio, deci nu există diferențe între Visual Studio 2017 și celelalte versiuni în ceea ce privește pagina de start. Dar în acest tutorial video am de gând să vă arăt cum să faceți un nou proiect. Ca urmare, mergeți pe File, după care New Project, și veți obține această fereastră de dialog. Selectați Visual C++, după care Windows Console Application. În această cutie de text introduceți numele aplicației voastre. Așa. Cea de-a doua căsuță este locația implicită pentru aplicațiile voastre. Pentru a schimba această locație, mergeți pe Browse, dați un click și schimbați aplicația, locația unde vreți să puneți aplicațiile. Așa, click pe Select Folder, după care click pe OK. Așa, haideți să mă duc din nou în pagina de start, deoarece vreau să vă mai arăt o soluție, o opțiune pentru a obține această fereastră de dialog pentru un nou proiect. Este vorba despre această opțiune, Create New Project, care este o soluție mai rapidă. Dați un click pe acest link și veți obține imediat această fereastră de dialog, New Project. Așa, haideți să lansez din nou aplicația mea. Așa. Bun. Și haideți să facem o aplicație simplă C++. Așa, nu am să dau foarte multe explicații pentru că am mai făcut tutoriale legate de ce înseamnă ce am scris aici în acest cod, așa că o să vă rog să urmăriți celelalte tutoriale, cei care nu le-ați urmărit. Orice aplicație C++ trebuie să fie compilată, ca urmare mergem pe acest build solution. După cum observați, aplicația noastră a fost compilată cu succes, după care pe debug, start without debugging. Și uitați, aici este rezultatul aplicației noastre. Aplicația a funcționat corect. Cam atât pe astăzi. Vă mulțumesc că ați participat la acest tutorial. Vă aștept în continuare.